Stimați și iubiți prieteni, azi, 3 septembrie, este o zi foarte importantă pentru familia noastră. Îi spunem la mulți ani din toată inima mamei mele, mamei noastre, Maria Ciobanu, celebra noastră interpretă, ciocârlia muzicii populare românești. La mulți ani, mamă, să fii sănătoasă, să te bucuri de copii, de nepoți, noi toți te iubim, așa că întreg poporul român. Dumnezeu să-ți dea sănătate și viață lungă. La mulți ani, Regina Mamă! Prieteni, dragi români, sunteți cei la sufletul meu pe care vă am de mulți, mulți ani. Mâine, 3 septembrie, este o zi foarte însemnată pentru mine, pentru familia mea, pentru toată orchestra și pentru tot poporul care iubește muzica noastră, cea frumoasă românească. Ciocârlia noastră a pământului ăsta românesc s-a născut ca mâine. Vreau să-i urez multă sănătate, doamna Maria Ciobanu. Doamna Maria Ciobanu, cea mai scumpă, cea mai sfânt nume, Maria, pe care îl pot în suflet cu mine, mereu, unde noi fi. Să știți că vă iubesc foarte mult, vă doresc multă sănătate, fericire, bucurie, să vă bucurați orice. Să știți că pe pământul ăsta vă iubește toată lumea, toată lumea vă iubește și eu la fel de mult. Sănătate, mulți ani, mulți ani, mulți ani. Să știți că sunt extrem de emoționată să fac acest video și să pot să vă urez din toată inima la mulți ani și să vă transmit toată iubirea mea. Sper să ajungă așa cum e ea acolo în suflet, să ajungă și prin intermediul acestui video. Vă iubim din toată inima, doamna Maria Ciobanu. Să știți că sunteți în sufletele noastre și în gândurile noastre. Aveți tot respectul nostru și admirația noastră și sunteți mândria noastră. Vă iubesc și la mulți ani din suflet! Tot timpul și apropiații mei, mătușa mea, Ica, de la Târgoviște și ceilalți din familia mea, îmi povesteau când eram copil că făceam crize când o vedeam pe mama la televizor, da? Vezi, în viață Dumnezeu nu ți le dă chiar pe toate, adică nu pot să le iau chiar pe toate. Ar fi fost prea frumos ca părinții mei să se înțeleagă, iar eu să cresc și cu mamă și cu tată. Din păcate, ei s-au despărțit pe la jumatea anului 1974, pentru că spuneam că din 75 s-a mutat tata aici, în Cai Matei, casa în care am copilărit și eu. Și nu și-au mai vorbit aproape 30 de ani. A fost atâta animozitate între ei și... Bine, știam că tata o admiră ca artistă foarte mult pe mama, pentru că niciodată nu a contestat-o ca artistă. Dar, mă rog, avea el așa reticiențele lui în privința altor probleme personale legate de mama. Vedeți, tata a fost un tată extraordinar. Adică a fost și tată și mamă pentru mine. S-a străduit să-mi dea o educație. Sunt ceea ce sunt, zic, datorită lui. Dar spuneam de acea lege a compensației. Vezi, n-am mai văzut-o pe mama până aproape de 22 sau 23 de ani, când ne-am întâlnit în America. Întâmplător, eu eram într-un turneu, era primul meu turneu în America în anul 1994 și mama se afla la Los Angeles, la sora mea Camelia și așa ne-am reîntâlnit și am reevaluat relația noastră. Dar de atunci, din 1994, am fost aproape nedespărțiți. Am făcut atâtea turnee frumoase cu mama în Australia, în Noua Zeelandă, în America, nu mai vorbesc. Deci am cântat efectiv și mă gândeam, uite,
cum este viața. Știi, în prima parte a vieții, în copilăria mea, n-am avut parte de mama mea naturală. M-a crescut o altă mamă extraordinară, mama tatălui meu, bunica Gherghina, care era o femeie foarte credincioasă și care a crescut singură 8 copii, pe tatăl meu și pe unchii și mătușile mele, și mai mulți nepoți și strănepoți, dar îndrăznesc să spun că eu eram nepotul ei preferat. Și dânsa m-a crescut. Și ca să vezi, deși am crescut împreună cu mama tatălui meu, mai târziu, după 22-23 de ani, m-am apropiat de mama mea naturală, de marea interpretă Maria Ciobanu, și am avut fericirea și șansa să cânt atâția ani, mai bine de 25 de ani, alături mulți de această înainte. Mare artistă. Mulțumesc! Eu știu o poveste și îndrăznesc. Știu că au fost ani de zbucium și lacrimi și că odată într-un autobuz de școală în America călătoreau un fiu cu mama sa, însă nu unul lângă celălalt. La un moment dat, fiul își îndreaptă privirea spre mamă și o întreabă: de ce l-ai urât pe tata? Ai putea să continui povestea? Da, e dificil. Nu știu dacă într-adevăr s-a urât. Cred că a fost și o competiție legată de meserie între ei. Dar cred că s-au iubit nespus de mult. Cred că s-au iubit atât de mult. Tatăl meu avea o vorbă. Zice: ai grijă că de la dragoste la ură este doar un pas. Și nu știu dacă sunt în măsură să judec sau să aprofundăm acest subiect, ce a fost între ei. Probabil că ei știu cel mai bine. Cert este că eu am crescut fără mamă și a fost o traumă. Deși tata, repet, a încercat să facă tot ce a fost omenește posibil ca eu să fiu fericit. Ai fost fără mamă pentru că așa s-a dorit. Aș zice că așa a fost să fie, ca să nu învinuim pe nimeni. Asta e liniștea inimii. Da. Pentru că un copil întotdeauna își iubește în egală măsură ambii părinți. Da, și... Dar atunci, în autobuz, a fost, da, respectivul autobuz, a fost un strigăt de durere. Și ai adresat o întrebare la care mama ți-a răspuns la fel de exploziv emoțional, ca să zic, afectiv. A fost acela momentul în care ai îmbrățișat-o pe mama din toate punctele de vedere. A fost un moment care, nu știu, poate te-a convins și mai mult, deși am convingerea că ți-a rămas și o parte din suflet și acasă, pentru că tatăl nu a fost de acord, tatăl a suferit. Ion Dolănescu a suferit foarte mult când i-a plecat copilul. Da, asta într-adevăr a fost o mare lovitură pentru tata. Bine, trebuie să spun că în egală măsură mama a suferit în toți acești ani, pentru că sigur, dânsa mai avea două fete din căsătoriile anterioare, respectiv pe celebra soprană, sora mea cea mare, Leontina Văduva, și pe Camelia Ciobanu Filip, sora mea de la Los Angeles, care a și mijlocit întâlnirii noastre acolo în America în anul 1994. Mama a suferit foarte mult pentru mine și cred că sunt cel mai cântat copil din melosul popular, pentru că și tata și mama îmi dedicau diferite cântece. Și de către unul și de către celălalt. Da. Este cunoscut cântecul tatălui meu, Trandafirul meu, sau al mamei, Pui mamei, Pui șor. Mi-e dor de băiatul meu. Sau mi-e dor de băiatul meu. Revenind la perioada mai timpurie, când am plecat în Australia, bine, prima dată în America și apoi am emigrat în Australia, m-am căsătorit cu o româncă de origine, adică o australiancă de origine românești, Maria, și sigur că aceasta a fost o mare lovitură pentru tatăl meu, pentru că distanța e colosală. Da, distanța e colosală și atunci tata mi-a creat un cântec sfâșietor pe care l-am ascultat foarte mult în Australia. Mi-e dor de băiatul meu, iar la rândul meu eu i-am dedicat un cântec în care i-am transmis ceea ce aveam și eu de spus. Iată un dialog muzical. Da, da, are vreo 16-17 strofe cântecul și eu l-am intitulat Aș vrea, tată, să înțelegi. Cert este că am revenit din Australia, chiar când tata împlinea 60 de ani, cred, da? Și i-am cântat acest cântec și bineînțeles că am plâns cu toții, în special cei care erau acolo la masă, și
Singura diferență între cântecul pe care tata mi l-a dedicat este că acest cântec este creat de mine, aș vrea tata să înțelegi. Eu l-am scris pe aceeași melodie pe care o cânta și tata. Mi-e doar de băiatul meu. Legende, trăiri. Cert este că Ion Doronescu toată viața a cântat și s-a inspirat din propria lui viață. Și cred că ăsta e unul dintre marile secrete ale sale, pentru că inspirându-se din trăirile, din emoțiile, din poate nefericirile lui, aceste cântece reușeau să ajungă la sufletul omului. Ana Blandiana spune așa: nu există în viața unui om mai mare noroc decât să găsească un suflet pereche cu care să rămână împreună. Crezi că sufletul pereche al tatălui tău a fost totuși Maria Ciobanu? O, sunt convins de asta. Dar ei împreună au fost cel mai frumos cuplu din muzica noastră populară. Și nu spun asta... Bine, sigur că mai există cupluri celebre, doamna Irina Loghin împreună cu domnul Benone Sinulescu, Nelu Bălășoiu, Maria Cornescu și sau Valeriu Sfet cu Ileana Ciuculete. Au fost foarte multe cupluri. Dar faptul că părinții mei constituiau un cuplu și pe scenă și în viața de zi cu zi. Așa se spune, cele mai mari iubiri și cele care nu se împlinesc, eu știu, până la final. Sau... Sunt convins că Maria Ciobanu, mama mea, a fost femeia vieții tatălui meu. Sunt convins că s-au iubit nebunește și probabil că din această iubire exacerbată s-a născut și ura care și-au purtat-o. Acest război. Da, timp de 30 de ani. Din acest război au reușit niște cântece pentru fiul lor, pentru mine respectiv. Foarte, foarte frumoase, în care probabil că s-au regăsit și unii sau mulți dintre ascultătorii părinților mei. Cert este că am reușit, după mai bine de 30 de ani, să-i împac. Și asta este un lucru extraordinar. Cred că eu știu că ai complotat cu doamna Eliza Stan. Da, cu cumătra noastră dragă. Mai știu tot de la tine că Ion Dolănescu nu a știut că Maria Ciobanu avea să intre în același platou emisiune cu el. Da, era o emisiune în direct și am riscat foarte mult pentru că tata putea să plece foarte, foarte bine. El era un tip foarte radical. Adică dacă ceva nu-i convenea, pur și simplu se întorcea la 180 de grade și îți întorcea spatele și pleca. Și am riscat foarte mult împreună cu doamna Eliza Stan, dar iată că lucrul s-a întâmplat până la urmă. Bineînțeles că eu am fost atât de emoționat că am început să plâng. Mama a uitat și textul, a fost un moment foarte, foarte... Și i-a curs inclusiv dumnei o lacrimă pe care te aștept. Bine, și multe altele care nu s-au văzut. Eu cred că ei ambiși doreau. Cred că și tata, cât de orgolios era el, își dorea în adâncul sufletului să se împace.